un subiect. Stimați telespectatori, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție România în Mișcare. Vă propun o seară de istorie. Istorie recentă, istorie importantă pentru România și pentru toată lumea, pornind însă de la evenimentele pe care le trăim în momentul de față, pentru că se scrie istoria sub ochii noștri și nu în sens pozitiv, în sens negativ. Pentru că acum când vorbim noi, la est de granițele noastre, se aruncă cu bombe. Ca așa consideră unii că trebuie să se desfășoare lucrurile în secolul 21, într-un secol al comunicațiilor, într-un secol al înțelepciunii, într-un secol în care mințile noastre puse la oaltă ar putea să, nu știu, să facă planetele, să se învârtă altfel. Nu! În acest secol în care mințile noastre ar putea să facă minuni, noi ne omorâm unii cu alții și unii ne omorâm unii pe alții, pentru că considerăm că așa trebuie să funcționeze lucrurile pe planetă. Și nu noi, ci unul nebun. Te superi pe nu știu ce și în miezul zilei omori oameni în inima unui oraș. Ca să nu mai zic că îți bați joc de la începutul anului, de pe 24 februarie, întâmplător dragobetele la noi, la români, îți bat joc de tot ce înseamnă viață, familii, suflete, viitor, pentru atâția și atâția oameni. Pentru ce? Pentru simplu fapt că vorbesc o limbă apropiată de limba ta, că ar putea să-ți fie frați? Că mulți dintre ei au frați și surori în țara ta? Doamne! Da, vorbim despre asta. Invitații mei o să fie cu siguranță mai puțin patetici decât sunt eu. Poate pentru că în ultimul timp am citit prea multe declarații ale unora și altora care vorbesc despre ce li s-a întâmplat din 24 februarie încoace. Și nu se feresc să vorbească. Și o să vorbească tot mai mult. Asta pentru cei care au impresia că adevărul e altundeva. Nu acolo unde sunt distruse în numele unui război făcut pentru a se stabili o ordine, dar nu știu pentru cine e ordinea asta, de către un nebun căruia nimeni văd că nu reușește să îi se opună. Pentru că dacă a reușit cineva să îi se opună, lucrurile s-ar schimba. Chiar nu-mi dau seama de ce nu reușește nimeni. Eu mă bucur când aud că se mai găsește câte un negociator, cum e cazul Turciei în momentul de față, da? E adevărat, Turcia de mult și-a propus să negocieze cu Vladimir Putin. Mă bucur când aud că există câte un negociator, că îmi doresc să se termine toată povestea asta. Îmi doresc ca toți cei care vor să se întoarcă acasă în Ucraina să se poată întoarce. Toți cei care vor să își reia viața așa cum o știau și cum o iubeau până pe 24 februarie, să poată să și-o retrăiască și să-și continue parcursul. Acolo unde se credeau cu adevărat acasă, unde chiar erau acasă până de ună zi. Vă prezint invitații. Unul dintre ei e pentru prima oară la România Mișcare și îi mulțumesc frumos că a acceptat. E vorba despre Horațiu Vasilescu. Este nepotul Elisabetei Rizea și om de afaceri. Bună seara, Horațiu, și bine ai venit la România Mișcare. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. E o adevărată bucurie și sper să trec ușor și peste momentul premierei de a fi în direct.
O să treci cu bine. Povestea ta este una foarte, foarte frumoasă. Cum să zic, istoria e partea familiei tale. Tu cu familia ta sunteți parte a istoriei noastre, o istorie despre care până în 90 noi nu am știut și după 90 cred că s-a vorbit mult prea puțin. Și eu am studiat-o mai mult în momentul în care am jucat într-un film în care eram o consăteancă a strămătușii tale. Eram o consăteancă a Elisabetei Rizia, eram Ana Simion, sora Mariei Marinei, care era... Marie Plop, poate. Marina Chirca o chema pe sora Anei Simion în realitate. Lor li s-a și păstrat numele în film. Numele personajelor negative nu sunt păstrate în film ca să nu fie discuții. Ele, la fel ca și Elisabeta Rizea, la fel ca și alte femei din sat, au ajutat timp de 10 ani partizanii de acolo de sus, din munte. Le trimiteau mâncare, le trimiteau... nu știu, arme, ce puteau și ele, mâncare și arme trimit în film. Și așa m-am documentat mai mult și mi-a părut extrem de rău. Bun, înainte de 90 n-aveam cum să știm despre asta pentru că erau lucruri ascunse. Dar după 90 mi-aș fi dorit să se vorbească mult mai mult despre partizanii noștri din munți care au plătit cu viața pentru că s-au opus comunismului. Și celălalt invitat, Petru Iura, profesor de istorie. Bună seara! Bună seara și îți mulțumesc frumos că ai venit la România în mișcare. Nu avem pe nimeni pe Zoom, ca să nu greșesc, da? Nu. Așa. O să încep cu tine, Horațiu, și o să te rog frumos să-mi spui cum a fost când... ai aflat la tine în familie că Elisabeta Rizea e atât de importantă, cumva sora străbunicii tale. Da, noi îi spuneam tanti Tuța și în amintirile mele așa a apărut și a apărut ca o prezență înainte de 1989, uh-huh. Chiar dacă eram destul de mic. Înainte de 89, cum era? Era totuși optit. Am înțeles. Era un subiect... Tu câți ani ai avut la... Aveam 5 ani. Sunt născut în 1984 și îmi amintesc că atunci când era vorba să facem o vizită la tanti Tuța, întotdeauna se întâmpla alături de bunica mea. Eram pregătit cu câteva zile înainte, fiindcă trebuia să ajungem la Nucșoara cu autobuzul, iar la vremea aceea, înainte să se asfalteze drumul... să se asfalteze strada care îi poartă numele acum. Așa. Era foarte, foarte greu, dar ajungeam pe timp de iarnă și plecam împreună cu bunica mea, care lua în câțiva saci pene de gâscă. Așa. Și stăteam preț de vreo două zile la tanti Tuța. Se îndelendiceau cu trasul pufului de pe pene pentru a-l folosi pentru perne și alte lucruri pe care le mai făceau. Și iar eu ascultam poveștile astea foarte, foarte șoptit. Poveștile care au fost puse la Memorialul Durerii și mai apoi surprinse în cărțile, le-am auzit de nenumărate ori. Și ce își povesteau? Cred că cel mai lucru care efectiv mi s-a întipărit în minte și nu voi uita niciodată e momentul în care povestea că de fiecare dată când era efectiv torturată, așa, își făcea semnul crucii cu limba pe cerul gurii. Uh-huh. Asta mi-a rămas profund în minte. Și faptul că supusul atâtor bătăi a reușit totuși să-și păstreze credința în Dumnezeu și să aibă puterea să nu dezvăluie lucrurile pe care le cereau cu atâta insistență cei care o supuneau acelor chinuri. A avut copii? Da, a avut o fată, pe tanti Lenuța, care la rândul ei a avut o altă fată, care la rândul ei are doi băieți. Și și pe care știi, cu care Bogdan, ești în relație. Bogdan, nepotul tanti Tuța, cel care a și moștenit
proprietatea, casa bătrânească, face niște eforturi foarte mari acum și m-aș bucura să se știe despre proiectul lui. Așa. Are un proiect de restaurare a casei memoriale, Casa Elisabeta Rizea. Are un proiect, este susținut și de comunitatea locală, a avut suficientă vizibilitate și din partea oamenilor de bine și ne dorim ca acel loc, loc al copilăriei mele, într-o bună măsură, să devină un simbol pentru zonă. Spuneam că... Și pentru ceea ce înseamnă lupta de rezistență în general. Eu aș numi-o mai degrabă chin la care au fost supus oameni, pentru că nimic nu se poate... Că rezistența, real vorbind, nu a fost atât de mare. Erau o mână de oameni care au fost hăituiți de oamenii securității, bătuți, schimbuiți. Dar au fost simbolul. Sigur că da. Ei, bun, rezistența a fost a lor împotriva unui regim nedrept. Exact, exact. Ei, ce spuneau? De ce fac asta? Crezul lui Tanti Tuța a fost întotdeauna că nenorociții de comuniști și-au bătut joc de familie și de neam. Exponentul neamului Șuța era Gheorghe Șuța, cel care era boierul satului, boierul din Domnești, de unde era originară de altfel și Tanti Tuța. Ea a fost măritată la Nucșoara. Și el a fost chemat la sediul securității, a fost anchetat, după vreo câteva zile de arest i s-a spus că este liber să plece, iar la vreo 200 de metri de sediul securității a fost efectiv împușcat ca un câine, invocându-se faptul că a încercat să fugă. Da. Și practic ăsta a fost un declic care pe ea a făcut-o să nu mai poată avea niciun fel de suportabilitate pentru tipul ăsta de abordare. Ce avea securitatea cu el? Era un opozant, el a fost și un exponent al... și un lider țărănist relevant, da. Fratele lui Nicolae Șuța a fost unul dintre fondatorii Partidului Național Țărănesc alături de Ion Mihalache și evident un aprig opozant al regimului. La alegerile, la primele alegeri după cel de-al doilea război mondial, el a fost foarte vehement în a merge să voteze și a nega ceea ce urma de fapt să se întâmple și instaurarea comunismului. Da. Și evident că a intrat rapid în disgrația noilor lideri. Corect, corect, sigur. Petru, cum ți se pare istoria asta pe care poți să o afli întrebându-l pe omul care... Este fascinantă. A trăit-o în familie. Iar... Ai spus, domnule, ce-i mâna în luptă, da. Ca să zic așa, pe cei, mă rog, care se opuneau sistemului. Frații Arnăuțoiu, toți de acolo. Este o istorie de secole, mă rog, în ceea ce privește țările române, pământul. Pământul. Asta și încă, mă rog, de la răscoalele din Evul Mediu, continuând cu primul război mondial, când oamenii au fost, să spunem așa, țăranii care au fost recrutați în armata română. Acesta a fost principalul imbold pentru ei. Erau împroprietăriți cu pământ. Pământul... Românul, în mod special, are o legătură aparte cu pământul. Și ăsta cred că a fost principalul argument. După ce au fost, mi-aduc aminte că am citit că după ce au fost prinși, omorâți, i-au depistat pe toți cei care au fost acolo sus în munți, le-au închis și pe cele două surori, Ana și Marina, ele stând 5 ani de zile, povestea lor una cu tremurătoare, 5 ani de zile închise într-un hambar. 5 ani de zile au stat acolo închise, ascunse și le-au prins până la urmă prin niște trădări. Ideea este că după ce au fost închiși toți, omorâți, condamnați, așa mai departe, pământurile lor, să-mi spui dacă așa e cum am citit eu,
au fost luate și fiecare a rămas cu nimic din grădină, din curte, nimic, efectiv nimic, doar atât cât se poate intra în căsuță potecuța de la poartă până. Pot confirma acest lucru. Practic, singura proprietate ce a mai fost lăsată Elisabeth Eliza a fost casa și curtea casei. Nici măcar grădina din spatele casei exact. Rămas și la fel la toți. La toți care au rămas în viață. Îmi amintesc chiar povestea la un moment dat că trebuia să ducă să îi roage pe cei care se ocupau de fosta ei grădină ca să poată lua un măr din mărul pe care îl plantase chiar ea. Ferească sunt. Ok, partea așa, de înainte de 89, într-adevăr, s-a vorbit foarte puțin, s-a știut și mai puțin. Deloc, nimic. Noi din restul țării nu am știut de acești oameni. Problema este că și după 89 s-a vorbit. Asta și spuneai tu mai devreme de filmul în care ai jucat că, mă rog, personajele negative nu li s-a păstrat numele. De exemplu, ceea ce pot Ana Simion a fost bătută de generalul Pleșiță. Generalul Pleșiță a fost ea bătută. Personajul apare în film, dar nu îi se dă numele real. Problema e de ce nu a apărut. Pot să înțeleg asta într-un film, dar problema este că aceste informații nu au apărut publice în 30 de ani de la Revoluție. Sau unele au apărut tardiv. Unele au apărut, dar... Cum au fost, mă rog, și torționarii, cazul Vișinescu, că este la... A fost într-un timp la modă. A apărut când nu mai avea nicio relevanță. Adică acele persoane care au supraviețuit, cum a fost Elisabeth Arizia, cum a fost Bogoranu, care au supraviețuit acelei perioade, nu au putut, nu știu dacă să se bucure, dar să vadă cumva că lupta lor nu a fost în zadar. Adică după 90 să vadă că se mișcă ceva. Adică primul o chestie, nu știu, simplă să zicem, primul monument oarecum dedicat luptei de rezistență anticomunistă a fost în 2016, de la Piața Presei Libere, adică ne-a trebuit 26-27 de ani pentru un monument care se putea face într-o jumătate de an. Adică să-ți recunoști istoria și să-ți... Gândește-te că după Revoluție a trebuit să treacă ceva timp după Revoluție. Sau, mă rog, evenimentele din decembrie 89, părerile sunt împărțite, discuții. Bun, evenimente. Cert este că s-a schimbat regimul, da? A trebuit să treacă ceva timp până când să fie recunoscute luptele date cu sistemul, pentru că sistemul încă avea foarte mulți oameni care nu acceptau să mai existe și o altă direcție de opinii. În afară de Lucia Hosu Longin în Memorialul Durerii, unde apăreau și erau invitați, sau mă rog, se discuta subiectul. Și ea a dus niște bătălii să facă filmul ăla. A existat să facă acele emisiuni. Nu a existat în... viața publică, ca să spunem așa. A fost singura emisiune și cei care au reușit să ajungă la gen, eu sunt din Maramureș, la Sighetul Marmației este Memorialul Durerii. Dar acolo doar cei care reușesc să ajungă la muzeu și să afle anumite informații. În rest nu a fost expus, să spunem așa, media, subiectul absolut deloc. Da. Mai mult decât atât, eu mi-amintesc, chiar dacă eram copil, dar mi-amintesc conversațiile din familie, că era cumva chiar și pe Revoluție încă un subiect tabu cel legat de rudenia cu tandituța, pentru că în multe rânduri cei care voiau să alimenteze vechile obiceiuri ale regimului nu au înțeles faptul că a făcut pușcărie, dar nu pentru ce. Și chiar și pentru comunitatea locală nu era un subiect care să fie ușor integrat într-o conversație. Pentru că ceea ce rămăsese era faptul că făcuse pușcărie, dar motivele pentru care ea fusese efectiv supusă unor terori, nu se întreba cu adevărat ce s-a întâmplat. Da, de ce?
Asta după 90, zici? Da, a trebuit să fie, practic, cred că punctul culminant a fost, sau o trecere către normalitate a fost 1996. A fost la o primă vizită a regelui Mihai în casa... A fost? Da. Când a fost regelui Mihai în casa ei? Cred că era în perioada în care domnul Constantinescu era președinte. 97 a venit a doua oară. Mă rog, în 92 a venit, dar a și fost... Și s-a întors? Nu, 90 a venit și s-a întors. În 92 a venit și a avut un itinerar foarte clar stabilit. În 92 a fost, da, a fost totuși, s-a întâlnit cu susținătorii. Dar a avut un itinerar... Deci în 97 a venit și a vizitat-o. Luăm publicitatea imediat. Așa. Și eu chiar am participat la momentul acela al vizitei și după totul a fost de o anvergură foarte, foarte mare și atunci practic și toată comunitatea parcă s-a trezit, au înțeles că un rege a venit să o viziteze pe Veta, și, pe Tanti Tuța. Pe Tanti Tuța și Tanti Tuța nu a fost închisă pentru că era o infractoare de drept comun sau cine știe ce făcuse, ci pentru că se luptase cu a fost practic o recunoaștere a tuturor foarte lucrurilor care se petrecuseră. Luăm publicitate și revenim. Seara aceasta vom vorbi, vom încerca să facem o radiografie a stării firmelor din România în ziua de astăzi. Vreau să știe toată lumea, presa nu se face doar în București, că presa adevărată nu este doar în centru. În seara aceasta o discuție despre geopolitica marilor puteri în Asia Pacifică. Mi se pare că vremurile pe care le trăim ne impun cumva să ne apropiem de științele vieții din ce în ce mai mult. Astăzi mi-aș dori să vorbim despre a trăi viața. Despre inteligența emoțională, ce este, cum se măsoară inteligența emoțională. Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Suntem atât de legați de tot ceea ce se întâmplă pe cer, dar mai ales suntem legați de traseul lunii. Astăzi vom discuta despre inovație, despre pedagogie, despre arhitectură și despre tehnologie. Despre postul cu apă. De fapt, ce înseamnă postul cu apă? Vorbim despre noua lege a vânătorii, despre care sunt implicațiile acesteia. Ce-i de făcut ca să reușim să mâncăm sănătos? Să mâncăm? Despre reuniunea de la Davos, elita politică și economică mondială s-a întâlnit acolo. Cât de tare ne frige și cât de tare ne va frige în continuare la buzunare curentul electric? Crescând puterea energetică la nivel uman, crește și impactul agresiunilor pe care oamenii și le fac unii altora. Un subiect drag mie, cartea și tehnologia ne salvează România. Vă mai aduceți aminte de melodia Să fim copii pentru un cozi? Dar de ce numai pentru un cozi? Despre piețele financiare, piețele de capital, fenomene macroeconomice, inflație și tot ce ține de acest spectru. Discutăm despre planificare urbană și nu orice planificare urbană, ci aceea inteligentă. Avem o invitată cu totul și cu totul specială, pe jucătoarea de tenis, Andreea Prisă-Caliu. Bine ai venit alături de noi, Andreea! Bine v-am găsit, Andreea! Astăzi vom vorbi despre inițiere, vom vorbi despre masonerie, vom vorbi despre René Guénon. Despre examenul maturității. O zi
foarte importantă la București. Reuniunea flancului estic NATO, nou președinți s-au întâlnit la București. Vom afla ce este mindset-ul și cum ne influențează el viața. Planetele sunt răsfirate în zodii interesante, foarte dinamice în aceste zile și care ne invită la începutul verii să fim activi, Jupiter, Marte în berbec, să avem inițiative, să avem curaj. Să punem cap la cap un îndreptar pentru femeile care știu ce vor în viață. Și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi. Astăzi am ales un subiect numit lumea duală. Dar de fapt o să vorbesc foarte mult de ce bârfesc oamenii. Am revenit în direct. Nepotul Elisabetei Rizea, Horace Vasilescu, este aici în platou alături de noi. Petru Iura, profesor de istorie, mă ajută să întrebăm omul care a trăit, cum să zic, el cu familia lui istorie recentă și mă bucur că putem să-l întrebăm despre lucruri pe care altfel nu le-am cunoaște. Îmi pare rău că ar fi trebuit să le știm cu toții, ar fi trebuit să se cunoască foarte bine lucrurile astea, așa cum am senzația că în momentul de față, când am putea să știm istoria adevărată, tocmai acum o evităm și tocmai acum nu o învățăm așa cum ar trebui. Petru, noi înainte de 90 am învățat o istorie modificată. Și pentru după 90, și o, după perioadă 90 o perioadă s-a mers pe aceeași istorie. Eu mi-aduc aminte că eram în clasa 11-a, când am ajuns la faza națională la istorie, nu existau manuale, noi nu aveam manuale. Imaginează-ți că ne-am dus la olimpiadă și fiecare avea alte cărți, fiecare avea compendiu de nu știu ce, fiecare avea naiba știe ce. Nu exista ceva unitar și noi dădeam concursuri și ne arătam care mai de care mai inteligent pe baza ceea ce descoperise în fiecare. Deci aia a fost, cum să zic, a fost o competiție de descoperitori. Noi am studiat istoria după 90 descoperind-o. Și nu ce ne preda profesorul, că nu știam cine o să ajungă să corecteze lucrurile și mai dădeam de o carte și mai împrumutam o carte și mai citeam câte ceva. A fost extrem de... Acum, când lucrurile sunt altfel, acum cu informațiile deja pot să circule altfel, mă doare sufletul că tu n-ai participat la 200 de astfel de emisiuni, să te întrebe toți o grămadă de lucruri. Dar mă bucur că ai venit la noi. Spune-mi, după ce a fost regele Mihai în vizită la Elisabeta Rizea, cum s-au schimbat lucrurile în viața ei și în viața voastră? Pentru că mi-ai spus că înainte de 90 și tatăl tău a avut la un moment dat probleme. Da, tata a fost student la Cluj și între poveștile legate de acest subiect spunea cum bună parte dintre membrii familiei au fost afectați într-un fel sau altul, adică inclusiv tatălui a fost închetat, inclusiv nepoții Elisabetei Rizea, copiii fraților ei au avut probleme, chiar și la școală erau cumva paria, erau numiți ca fiind cei din neamul de bandiți. Și tata trebuia să meargă într-o excursie de studii în Ungaria, dacă nu mă înșel, iar atunci când i s-a cerut o recomandare de la primăria de domiciliu, i s-a spus că nu se recomandă să-i fie permis ieșirea din țară, fiindcă este dintr-o familie care nu are o reputație bună, nesănătoasă. Așa exact era termenul. Și la un moment dat mi-amintesc că părerile despre acest subiect erau uneori împărțite, fiindcă dincolo de mândria cu care acum eu vorbesc despre trecutul familiei din care fac și eu parte,
La un moment dat se vedea mai degrabă, și în mod special în vremea comunistă, se vedea partea foarte neplăcută, în care erau efectiv marginalizați, nu aveau acces la anumite lucruri, nu puteau fi luați în serios, și unii dintre oamenii în familie, dintre bărbații, mi-am amintesc că mai spunea, băi, nu trebuia să stea și ea la locul ei, trebuia să facă ea eroina, să, că uite, și acum tragem, a făcut picul la pușcărie de s-a săturat săracul, pentru că a fost un moment în care doi dintre frații ei, unchiul Petre și unchiul Lucă, așa, au ajuns să fie încarcerați, nu mi-am amintesc, astea sunt povești pe care le-am tot auzit vânturate în conversațiile din familie, și efectiv au ajuns la un moment dat să se bată, că erau scoși la muncă undeva și au găsit o grămadă de coși de cartofi și au ajuns să se bată pe ele de foame ce le era, și au avut un moment așa de luciditate în care am zis, băi, ce am ajuns, măi, Luca? Am ajuns din familie care am avut sute de oi, pământuri, grădini, tot ce ne trebuia să ne batem pe două, trei coși de cartofi. Ce înseamnă? Ce s-a întâmplat? Dar ei nu pierduseră proprietățile? Ba da, plus că în Domnești, localitatea de origine a familiei, le pierduseră înainte de a se revolta ea. Exact, exact. Adică și mai apoi a intervenit colectivizarea. Da. Nu... Deci revolta, am senzația că a venit o dată cu colectivizarea, nu? Da, da, da. Da. Au simțit pe deplin lucrurile care s-au petrecut în defavoarea lor. De exemplu, la noi, în Ardeal, dar cumva au fost mai norocoși oamenii, la noi, în Ardeal, se dădea tot timpul, în județul Mureș, se dădea tot timpul exemplul celor din Ibănești și Hodac, peste care nu s-a putut intra cu colectivizarea. Tot timpul a fost dat, au rezistat. Au rezistat, nu s-a vorbit acolo. Bine, mult spus că și n-au rezistat. Nici, spune producătorul că la fel și la tine în Maramureș. Exact, la fel și la mine, în comuna de unde sunt eu, în Cești, nu a fost colectivizată, dar nu neapărat că a rezistat lumea. Au obosit aia cu colectivizarea? Nu, dar era terenul, nu era propice pentru agricultură, să spunem, centralizată. Aici, în zona de care zic eu, de unde este și celebra brânză de Ibănești, omologată, nu, la nivel european, ca produs tradițional românesc, zona e extraordinară, dar n-au rezistat. Păi, adică n-au putut să treacă peste puterea românilor de acolo. De exemplu, la mine, zona efectiv arabilă este relativ mică pentru ce se vroia în comunism. Adică, mă rog, și era destul de greu de lucrat mecanic, cu tractoare și așa mai departe. Și atunci efortul era, evident că oamenii s-au opus, s-au revoltat, dar probabil că efortul era prea mare pentru un beneficiu nesemnificativ, ca să spunem așa. Adică s-au concentrat în special pe localitățile care aveau mult mai mult teren și oarecum la șes, la câmpie, care putea fi lucrat mecanic. În schimb, și la noi au fost, cum se spunea pe vremea respectivă, amenajate pădurile. Ceea ce, până la urmă, nu s-a dovedit un lucru bun, că s-au păstrat. Da, da, sigur, bine. Sigur că da. Vă aduc un pic în zilele noastre. Pentru că vreau să ajungem la o zonă care ne interesează foarte mult. Sunt informații pe care le-am smuls și pe poasta de publicitate de la Horatiu, el lucrând într-un domeniu foarte interesant, care are legătură și cu ceea ce se întâmplă în momentul de față. Războiul ăsta nenorocit scoate la iveală o mulțime de realități dintr-o zonă unde Rusia are mare, nu pot să zic monopol, dar are mare parte din oligopol, aș putea zice, nu? Este un jucător important. Să zicem jucător important. Horatiu, care în scurt timp își va dezvolta un business, dar o să vorbești atunci când îl dezvolți, să nu-l dezvăluim noi acum, a lucrat mult timp într-o industrie foarte interesantă, mai ales pentru doamne, și anume cea a bijuteriilor.
a diamantelor și de aia ziceam de Rusia, îi spuneam înainte de publicitate că am citit la un moment dat despre o mină de diamante în Rusia, unde puțul care se formează acolo are la suprafață un diametru de un kilometru, dacă nu mă înșel, și o super adâncime. Și îl întrebam, de fapt, asta vreau să ne spui ca să știe și telespectatorii, cum a fost influențată piața asta a bijuteriilor odată cu explozia războiului? Aspectele au fost mai degrabă relevante din perspectiva consumului, pentru că foarte mult consum, odată ce s-au înăsprit restricțiile pentru cetățenii ruși, care erau cunoscuți ca fiind cumpărători relevanți, s-a resimțit practic în puterea pieței din perspectiva cumpărărilor și erau foarte multe destinații de lux care erau preferate de ruși și aceștia, nemai fiind prezenți în respectivele zone, implicit comercianții au resimțit absența lor. Mai mult decât atât, Rusia, prin anvergura pe care o are, era o piață de consum importantă pentru foarte multe dintre brandurile care comercializează bijuterii de lux și super lux, și atunci și ei au trebuit să-și recadreze perspectivele de business. Și în ultimul rând, Rusia era, chiar recent a fost o știre la un moment dat, că s-a interzis achiziția de aur din Rusia și astfel a fost o mică creștere a prețului aurului, pentru că piața practic a fost restricționată. S-a restricționat. Da, dar evident că s-au găsit alte căi prin care aurul să ajungă din Rusia în țări. Serios? Care, păi, au vândut către Turcia, au vândut către țări cu care au păstrat în continuare relații comerciale. Și pe care nu le-a interesat ce se întâmplă acolo. În continuare, țările arabe sunt țări care sunt deschise pentru, serios? Atât pentru cetățenii ruși, cât și pentru a face business cu ei, și se deschid canale, adică lucrurile nu au stat atât de rău pentru o perioadă foarte, foarte lungă de timp. Dar cred că cel mai mare impact a fost acesta din perspectiva consumului și restricțiilor ce au fost impuse asupra high spenderilor din Rusia, care erau recunoscuți pentru piesele foarte, foarte scumpe pe care le achiziționau din destinațiile de lux din Europa sau de oriundeva din lume. Petru, ar putea să existe ceva ce să îi se impună Rusiei în așa fel încât fără acel ceva să nu poată trăi și să se oprească în felul ăsta războiul? Destul de greu. Vremuri circula un banc vis-a-vis de ruși și de război sau de conflict, că sunt conflictoare. Așa spunea, domnule, rusului dă-i vodcă și ideea de măreție și l-ai acaparat. Adică în momentul în care se impun niște restricții, trebuie să fie niște restricții care se afecteze pe cetățeni într-un mod decisiv, încât să creeze o masă, să spunem, de nemulțumiți. O masă critică împotriva regimului. La ora actuală, și să spun, știu din surse, oameni din Rusia, chiar din Moscova, cineva venit de nu demult în țară, nu există în Nu s-a ajuns la acea masă critică în Rusia. Este destul de puțin probabil ca în viitorul apropiat să se ajungă. Și adică mai sunt încă foarte mulți ruși mulțumiți de ceea ce face Putin. Da. Și nemulțumiții, și dacă există, să spunem, un număr sau de nemulțumiți, sunt nemulțumiți, dar la ei acasă. Nu se exprimă. Nu iau atitudine. Țin pentru ei nemulțumirea. Și este păcat că acum
3-4 luni vorbeam la tine în emisiune de un echilibru între cele două forțe beligerante, ca să spunem așa. Echilibru s-a păstrat și acum, dar este un echilibru într-o puternică escaladare, ca să spunem așa. Adică dacă acum câteva luni nici nu se lua în serios posibilitatea de atacuri nucleare, nu știu ce, în ultimul timp deja se vorbește de armament nuclear și posibilitatea utilizării lui și așa mai departe. Ceea ce mie mi se pare deloc absurd bine. Să nu căutăm, să nu se caute, să nu... Prin oamenii ăștia care încă mai fac afaceri cu ei, să nu se găsească o soluție de oprirea distrugerii planetei, că până la urmă spre asta ne îndreptăm. Adică să aud analist politic că vine și spune, analist politic rus, că vine și spune, Vladimir Putin știe că va muri, că normal, nu-i nemuritor, și atunci când moare vrea să ia toată lumea cu el. Despre nebun din ăștia vorbim noi? Bine, au mai existat... Ajungem aici? El probabil că vrea să intre în istorie. Păi da, dar în ce istorie? Ar fi putut să aleagă alte mijloace. În ce istorie? Și Stalin a fost la fel și orice dictator și dictatură are un final. Acum depinde de cât vor suferi atât cei din interior, din Rusia, cât și ceilalți din exterior. Spune-mi, revin la zona bijuteriilor, că și pe telespectatori îi interesează. În ce măsură în viitor piața asta a bijuteriilor se va dezvolta și dacă există anumite facilități ca urmare a faptului că suntem parte a Uniunii Europene? Na. Cum funcționează mecanismele în zona asta a bijuteriilor? Cred că cea mai bună comparație este cea pe care am putea să o facem cu țările care sunt mature din punct de vedere al pieței bijuteriilor. Așa. Care sunt astea? Se pot observa trendurile care s-au petrecut și au o dinamică mult mai mare în România față de țări din vestul Europei, unde practic gusturile s-au așezat, există trenduri specifice pentru anumite țări, în zonele nordice sau Germania sunt niște bijuterii mai minimaliste, clasice, pe când la noi, de exemplu... Foarte interesant ce spui. Mi-amintesc că vorbeam cu... Foarte interesant. Cum evoluează? Stai puțin. Cum evoluează bijuteriile dacă este să ne uităm pe continent? Avem mai mari într-o parte, mai mici într-alta? La nivel global sunt niște specific, sunt niște trenduri foarte, foarte clare și există un anumit specific. De exemplu, în India, o țară pe care am vizitat-o într-un parcurs, într-o vizită pe care am bucuria să o fac în mijlocul industriei prelucrătoare de diamante, în cultura lor părinții trebuie să se preocupe de zestrea fetei și se oferă bijuterii din aur de 22 de carate. Și este un lucru... Ceea ce cum e? E moale aurul ăsta, nu? Aurul, ca, prin definiție, este cel mai maleabil și ductil metal din lume. Nu platina? Nu platina, din contră, este un metal foarte greu de modelat, dacă pot să spun așa. Aurul de 22 Dar este conductor, e cel mai bun conductor platina, așa am învățat eu la fizică. N-aș vrea să mă lansez a confirma sau nu, pentru că nu știu lucrul Dar nu ăsta. Se lucrează. Dar mai de mult se lucra și în platină, parcă. Platina este un metal care este foarte apreciat și bijuterii care se doresc a fi de statement se montează într-adevăr, adică diamantele se montează în platină. Știu un inel al bunicii mele pe care l-am moștenit și care așa e... Platina este un metal care e mult mai dur ca și metal, se zgârie mai greu, pe când aurul este un metal mult mai moale și
se poate zgâria cu mai mare ușurință. Dar că vorbeam de trenduri, în țările arabe aurul de 22 de carate este foarte apreciat. În țările occidentale, mă refer aici la țările, la Italia, la Franța, aurul de 18 carate este cel care e majoritar în componența bijuteriilor. În Statele Unite, de exemplu, aurul de 9 carate este foarte popular. Revenind la piața noastră, eu am observat dinamica evoluției designului. Dacă la început piața bijuteriei era mai degrabă o piață a celor care își doreau să aibă cumva un saving în aur și era mai puțin important designul, de asta multă vreme va și mers foarte, foarte bine aurul produs în Turcia, care nu avea neapărat un design extraordinar, dar era o modalitate relativ simplă de investiție. Mai apoi, proporțiile s-au schimbat și consumatorii au început să fie tot mai pretențioși, să înțeleagă ce cumpără, să evalueze bijuteriile nu doar prin modul în care arată sau componența sau greutatea aurului, ci design, trend. Dar dacă este să ne uităm, bun, asta în timp, dar ca poziționare geografică pe continent? Nordici, că ziceai de nordici, acolo că bijuteriile sunt mai mici? Da, mai... la ideea de show-off, ca stilul nordic este definit în general prin minimalism. Și prin discreție în orice arăta, chiar și casele nordice și mobilierul nordic au un design totul, minimalist. Da, totul strict, totul la noi e mai negru degrabă, dacă se poate. În România mai degrabă e despre a evidenția bunăstarea și megalomania. Și practic, nu știu dacă, cred că am trecut puțin de faza megalomaniei, cât mai degrabă de statement, de a arăta că ești poziționat într-un anumit fel în societate, funcție de hainele pe care doar le la poți, noi? Nu, pe care doar la noi, nu suntem. Cu mult mai mult la noi, a spune, decât în țările vestice. Da. Dar, nu știu, pe zona de bijuterii, de exemplu, în Spania se poartă bijuterii mult mai mari, nu? Cercei ăia. Lanțuri mult mai mari. Într-adevăr, chiar și în Italia, bijuteriile din aur, doar din aur, sunt în continuare o atracție și în obișnuința cumpărătorului italian. La noi lucrurile au avut, trendul s-a schimbat foarte rapid, au fost mai consecvenți în ceea ce îi definește ca și piață. Și la noi spre ce se îndreaptă acum piața? Gusturile? Sunt foarte apreciate în ultima vreme bijuteriile cu pietre colorate. Au revenit în trend bijuteriile din aur roze sau aur galben, fiindcă foarte multă vreme s-a trecut pe aurul alb. S-a trecut pe aurul alb, iar aurul galben era văzut mai degrabă ca fiind asociat cu bijuteriile acelea mai ieftine. Acum au revenit. Spre exemplu, în Polonia aurul galben a fost și în continuare e mult mai apreciat decât aurul alb. Dar în mod special la noi oamenii au început să aprecieze bijuteriile cu pietre prețioase, cu diamante, să înțeleagă care sunt calitățile pe care le urmăresc la o bijuterie și care sunt caracteristicile pe care trebuie să le observe. Că am vorbit noi înainte de emisiune, e doar o poveste cea a fabricii de diamante artificiale pe care o avea România înainte de 1990? Eu cred cu tărie în lucru. Faptul că e un subiect atât de important nu ar fi trecut neobservat sau nespeculat. Tocmai. Deci mi se pare că prea nu s-a vorbit după 90 de această fabrică încât ea să fie existat cu adevărat. Eu am avut ocazia să cunosc foarte mulți specialiști din această industrie. Tocmai, deci tu care ai lucrat în industrie, lucrezi în industria asta, să nu știi de așa ceva? Trebuie să recunosc că din povestea despre fabrica de diamante sintetice românească am auzit-o de la nespecialiști în industrie. Uite. Și mai degrabă
o chestiune pe care o mai îmbrățișăm noi cu ușurință în România. Avem așa un soi de mândrie de a fi făcut exact, noi primii. Făceam și diamante etc. noi. Făceam exact de toate. Eram grânarul Europei. Da, făceam diamante. Făceam, Imperiul Doamne, Roman, te mir ce nu Dacia, făceam. Da. Mai departe. Exact asta vreau să spun și eu. Că, ok, nu mă... Industria asta diamantelor, a luxului de genul ăsta nu... Dar nu o cunosc. Poveste frumoasă, că de-aia l-am pus să dar, să dar noi, și mai ales cei nostalgici sau... cei care sunt oarecum tot timpul nemulțumiți, ba, așa spun, domnule, păi înainte noi făceam, înainte făceam de noi toate, aveam, făceam înainte... și diamante, făceam temir ce, da. Ideea este destul de simplă, sistemul comunist nu a căzut doar la noi, a căzut peste tot în lume, de ce? Și mai ales la noi, spune că aveam fabrici, aveam uzine, aveam de alea, aveam de alea. Problema e că se lucra rudimentar, asta era problema și indiferent de cine ce spune acum că, domnule, atunci se făceau sau atunci se construiau. Și acum se construiesc și blocuri, har Domnului. Corect. Încă mai spațioase și mai... Corect. Vă mai chem. Mai drept. Elegante, vă mai da. Chem. Vă mai chem cu drag și la alte emisiuni, că timpul a trecut și a trecut tare, tare repede. Mulțumesc din suflet pentru prezența la, la România Mișcare. Horațiu Vasilescu, Petru Iura, stimați telespectatori, vă mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Canal 33. Ne revedem mâine seară. Tot la ora 19. O seară minunată să aveți!